curaj. Ia spune, frumos, tare. Și ce-o durut pe tine, ai? Au avut diaree. Știi, steamă, e clar. Dureri de burtă și n-am alinghine acasă, chiar să mama, nu m-am scapat. Nu putut să ții. Alina Solotski spune că băiatul s-a intoxicat cu hrana de la grădiniță. Nu s-a adresat la medic, ci a ales să-l trateze acasă. Și îl întreb și așa, și așa, și o mânca, dar el începe a închide ochi și alb cavarul și să-l scoală, să duc să mănânce. Și el zic, mama, nu vreau, nici nu-s putea ține pe picioare. Unii părinți refuză să-și mai ducă micuții la grădiniță. Nu se respectă, da, cerințele astea elementare. Dar noi ne temem să ducem, ne temem pentru viitor copil. Noi ne temem să duci copil la grădiniță. Mulți copii care nu mănâncă, vin acasă și mâncare. Alții mănâncă care și cum, depinde de starea familiei. Părinții spun că și anterior a fost înregistrate cazuri de intoxicații, doar că șefa grădiniței l-ar fi tăinuit. Părinții suntem să dăi mic. Rămân și șefa grădiniței, fișorul e la șolacul nou primar și așa la fișorul e la bălț în miliție și e, nu suntem. Directoarea grădiniței neagă însă toate acuzațiile. N-am avut niciodată intoxicații alimentare. Eu primesc produsele alimentare cu certificat de calitate și, mă strădui și cu termenul să-l păstrez. Reprezentanții Centrului Raional de Sănătate Publică spun că ar putea efectua controle la grădiniță. Autosesizăm și noi și putem să începem un control inopinat acestei instituții. Grădinița din Ciolacul Vechi este frecventată de 55 de copii.